Am găsit o gustare ciudată într-un magazin asiatic și astăzi o încercăm. E super squishy. Bloop! Îmi place că au o textură super elastică, seamănă puțin cu mochile, iar umplutura este din unt de arahide crocant. Foarte bune! Astăzi testăm împreună 4 tipuri de mochi. Pentru cei ce nu știu, mochi este o prăjiturică japoneză pe bază de orez, iar în interior are diferite umpluturi. Asta e mochi cu cremă de alune, are o textură foarte squishy, cele proaspete sunt și mai elastice de atât. Hai să vedem cum e! Aratul e ușor dulce, iar crema are foarte multe alune. Combinația este foarte bună, îmi place! Acum încercăm cu durian. Dul mirosit. E bunicel, e ușor dulce, dar mirosul te termină. Măi, ce poșetă ai! Și e plină cu mochi. În loc de Gucci, e Mucci. Hai să vedem. Mult mai bună. Se simte gustul de lici, nu e foarte dulce, place liciul. Aceasta este cu cocos și pandan. Pandanul este o plantă din care se folosesc frunzele. Hai să vedem cum e. Are gust de cocos. Am fost la Dragonul Roșu și am găsit ceva super interesant. Biscuiți chinezești, dar cu aroma americană. Este cu cremă de afine și are un interior squishy. Are un aromat asemănător strudelului, iar în interior are un fel de marțipan. Iar crema de afine nu are gust de afine, fiind doar dulce. Am băut cel mai bun bubble tea din România. Locația este super roz, cu un decor floricireșos. Am luat 2 băuturi cu zahăr brun, fiind cea mai băută în Taiwan, și ciocolată caldă. Ambele au fost senzaționale. Astăzi, la cererea voastră, facem review la biscuiți umpluți cu mochi cu umplutură de matcha. Sunt foarte curioasă cum arată. Sunt ambalate individual. My god, este așa de drăguță și micuță și squishy. E adorabilă. Miroase ciocolată. Simt și puțin matcha. Doamne, dar textura e așa interesantă. Hai să gustăm. După cum puteți vedea, are o mare mochi înăuntru. Biscuitul este bun și fragil. Se simte gustul de ciocolată, însă mochiul nu are atât de multă aromă de matcha pe cât mă așteptam. Mai mult miroase a matcha, dar nu are gustul specific. Facem review la Poki biscuit japonez cu matcha. Au un miros foarte dulce, se simte puțin matcha și chiar îmi face să vreau să-l mănânc. Hai să luăm unul. Au o textură crocantă, învelișul de ciocolată este bun, deși se simte mai mult gustul de ciocolată albă decât de matcha, sunt ok. Cum fotografiem sushi pentru review? Am luat mai multe tipuri de sushi cu icre, creveți, anghilă și somon. Le-am aranjat frumușel pentru fotografie și am trecut la treabă. Intră pe Insta să vezi review-uri. La recomandarea voastră, astăzi facem review la mochi cu bubble tea. Hai să-l rupem dramatic. Hai să vedem cum arată. Mochi bun! E așa micuț! Oh my god! E un baby squishy mochi. Hai să-l băgăm la burtici. Are un aluat foarte bun. Este foarte elastic, așa cum ar trebui să fie un mochi. Are destul de multă umplutură și chiar are gust de bubble tea. Are acel miros de ceai negru, dar ceai negru dulce. În combinația perfectă între mochi și bubble tea. Iubire între ele. Foarte mulți dintre voi ați vrut să vedeți cum se gătesc colțunașii, așa că hai să-i facem și să-i gustăm. Începem cu cele cu pui și legume. Luăm un colțunaș, băgăm în sos. Are foarte multă umplutură, destul de legume, iar puiul e bine condimentat. Trecem la cele mai dolofonele cu porc și legume. Este foarte auriu. Arată bine, bine. Luăm un colțunaș, băgăm în sosuleț. Este extrem de crocant, este demențial. Are foarte multă umplutură. Îmi place că au condimentat foarte interesant porcul și are și niște verdețuri printre el care îi dau o notă fresh. Nu pot să trec peste faptul că este atât de crocant. Facem review la mochi cu matcha. Sunt niște mochiuri mari, dolofănele. Pare un aluat bun, e destul de squishy. Hai să vedem cum e. Aluatul este foarte bun, e moale și elastic, așa cum trebuie să fie. Are foarte multă cremă. Place când dau multă cremă. Iar crema e foarte bună, e cremoasă și are gust de ceai verde. Chiar se simte ceaiul verde, dar într-un mod plăcut. Adică nu e o aromă foarte intensă, e o aromă plăcută, dar cât s-o simți, e ce trebuie. Facem review la
Mochi cu mango. Shake that mango. 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 Shake that mango. Mango, mango, mango. Avem o domnișoară mochi. Este parcă și mai squishy decât celelalte, aproape că îmi cade din mână. Hai să vedem cum e. Deci aratul este foarte bun. Umplutura e destul de puțină, mi-ar fi plăcut să aibă mai multă umplutură, să se simte mai intens gustul de mango, dar textura e genială. Astăzi băgăm la burtici mochi cu lapte de banane. Ok, hai să ne băgăm lăbuțele în pachetel. Și acum... Ok, am nevoie de o foarfecă. Nici foarfeca mea nu taie. Nu taie foarfeca. Scoatem un mociuleț. Ce formă drăguță are. Wow, e așa flexibil. În primul rând are o textură elastică, după cum ați văzut, aluatul e chiar bun. Umplutura este în cantitatea potrivită, iar crema de banane este super bună. Nu este atât de nenatural pe cât mă așteptam. Mocea vă spune la revedere.